Bine v a regăsit, prieteni. Întrebare, întrebătoare, vorba aia. De ce și-ar asocia numele un tip, cum e Cristian Diaconescu, cu numele unui scandalagiu până la urmă pe nume George Simion. De unde până unde distanța asta? Mărturisesc, așa cum am văzut în comentarii, cât am putut și iarăși încet scuze că n-am putut să răspund la toată lumea, dar e o brănțăleală continuă de, de ceva vreme la mine. Așa cum am văzut la, la unii comentatori, surprins total de mișcarea asta, exact așa m-am simțit și eu. Nu neapărat trădat, că nu aveam uh, uh, mari simpatii, dar o, un fel de respect pentru, pentru discursul corect, pentru, uh, pentru faptul că nu intră în scandaluri, pentru, pentru că înțelege politică externă, sigur că, așa cum o pricep și eu la, la, la a respecta, aveam pentru Cristian Diaconescu un om nu prea poți să-i bași niște, niște, așchi sub unghi, pentru că, da, într-adevăr a fost psd dar omul om partidui partid, apoi a fost PMPist la Băsescu, omul om partidului partid, da, președintele partidului acum, după ce după acea concurență cu Tomac, cu Eugen Tomac, și dintr-o dată îți apare pe fluxul de știri că, domnule, să vedem cum colaborăm cu George Simion. Wow! Și asta hai să vedem totuși care sunt mizele. Și cred că există niște mize personale și de partid. În capul am îndorura. Mize personale. Cristian Diaconescu. Miză personală, concurența cu Eugen Tomac, da, care deja face valuri în partid, un nou congres, nu ne mai place de Cristian Diaconescu, domnule, tu oricum ai fost de stânga, noi suntem de dreapta, vreau să recâștig partidul, noi am pornit și am făcut drumul greu până la așa numitele victorii până la urmă, da? În timp ce tu ai stat la căldură, da, la căldurică, în studiourile TV și făceai pe deșteptul. Bun, și acum noi am lucrat și tu cu legi laurii, asta nu se poate, partidul înapoi. Și atunci Cristian, dacă presupun că se gândește, domnule, iară rămân fără colegi. Dar vorba, lui trebuie să fac ceva. M-am săturat să fiu doar invitat la televiziuni, până la urmă și eu trebuie să trăiesc din ceva. Și atunci, uh, hai să, să găsesc uh, chestia asta cu polul conservator, cu cine să mă lipesc. Am vorbit cu liberalii, ei au strâmbat din nas voi mai fi vorbit cu nu știu cine, <coughs> probabil și eu sunt din nas, și atunci l-am găsit pe George Simion, atenție, nu aur, George Simion, și pot face un fel de melanj de ăsta din care să ies bine. Asta este o miză personală de Cristian Diaconescu. Pe de altă parte, am fost ministru de externe, am avut atâtea funcții, sunt foarte vizibil, ar fi păcat acum să rămân doar un comentator pe la platourile TV domnule, trebuie să fiu om politic, pentru că, până la urmă, asta știu să fiu și asta mi-am dorit. Și așa, să mă duc la o catedră sau la nu știu ce, parcă e plictisitor, da? și nu te mai recunoaște lumea pe stradă. Vreau să mă recunoască lumea pe stradă, vorba lui Băse, da? Vreau un om politic e ăla care uh, stă lângă un stâlp, da? fără să zică nimic și lumea vine spre el. Da? Pune-te lângă un stâlp, fără să zici nimic, și vezi tu dacă ești un politic sau nu. Dacă vine lumea spre tine, ce faci, băi, sau să trăiți sau dă mâna cu tine, deja ești un politic. Dacă trece lumea pe lângă tine și ne cunoaște, hai, mă lasă-mă cu politica ta. Bun. Miză personală, George Simion. George Simion. George Simion, portavocea, mă rog, portavocea, Vuzeala. Aurului, da, extremist, antimaghiar, acele funduri pe crucile de la Valea Uzului a dovedi și justiția că au fost niște porcării, da? trebuie să-și ducă ăia de la Dărmănești din bacău crucile alea de beton, pentru că justiția a spus foarte clar, domnule, stai un pic, una, una și alta e alta. Justiția justiție, naționalism, naționalism sau extremism, extremism. Da? Dar George Simion are o problemă cu propriul partid. A făcut acea gafă când s-a mieunat pe lângă ăla cu înțelepciunea rusească, pe lângă. Uh, uh, Călin Georgescu, da? Și partidul i-a sărit în cap, băi, tocmai pe ăsta, ăsta, acum cu rușii, tu vii să-l aduci pe ăsta în față, cum se poate? Au fost niște gâlme interne, niște furuncule interne care au erupt, dar au stat sub kilot. Sub kilotul aur nu s-au văzut foarte tare prin pantalonii publici, da? Și George Simeon are acum un, în sfârșit un cap de berbec. Doamne, voi ăștia târziu și el alt și voi aveți azi cu holocaustul temă minoră, dar în schimb eu mă întâlnesc cu oamenii frecventabili din politică, pe voi nici naiba nu vă, da, uh, 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 vă bag în seamă. Deci dacă mă enervați și vreți să faceți partid, pe de-o parte, ia să nu mai avem noi copreședinți, ia să candideze fiecare fiecare și o să vedeți voi că ei iau partidul pentru că, uite, pe mine mă caută lumea bună. Da, de stânga, adică, băi, tată, Cristian Deaconescu, fost ministru de, de externe, nu discutăm cu Ciuribur, vârful șurii cum faceți voi că vă întâlniți cu doi tripop pop și aia... Da. Bun. Uh, miză personală iarăși la George Simion. Băi, aurul e al meu. Eu am mers prin țară. Voi mai mult așa, la cafeluțe, cu tot felul de, de înalți prelați. Eu am mers prin țară, am bătut la ușa acolo, am făcut scandal. De la Valea Uzului până... Hă, hă mai țineți minte când am fost interes în, în Republica Moldova? Cât m-am bătut eu pentru asta? Am fost... Uh, am făcut tot posibilul eu să fiu candidat independent, să fiu promovat drept candidat independent, să bat după aia Occidentul, să afle Occidentul de mine, diaspora, nu-i așa? Și după aia când am făcut aur, opa, ăsta e la independentul pe care l-am mai văzut. Băi, frumos l-au promovat și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, și ăla. O, păi votăm cu ăsta. Și atunci el poate să vină să spună, băi, aurul e al meu. Voi ați venit așa numai, ca intelectual de ăștia cu nasul pe sus. Bun. Miza pentru PMP. PMP-ul lui Cristian Diaconescu, nu PMP-ul lui Tomac. Da? Miza este pe păi băieți băi, ce facem. Încet, încet se fac niște blocuri de partide care ne vor strivi. Păi, odată e blocul ăsta de 70% PSD-PNL. După aia, uite la ăștia de la Aur, că au intrat deja către 20% pe locul 2. Vine PNL-ul, mă rog, era să zic puternic din spate, dar n-aș vrea să să sune pe orativ sau la mișto, cu 16%, mai sunt și ăștia de la USR undeva cu 10-12, cât ori fi având la suta, da, acum, păi noi unde mai încăpem? Mai vine UDMR-ul care clar are feliuța lui de 5-6%, bun, și noi? Păi noi o să fim vai de capul nostru. Și atunci ce facem? Păi, hai să inventăm un pol conservator. Adică avem polul ăsta, USL, care merge sau nu merge, că dezasă hârie și acolo, da? Socialdemocrați, liberali, noi suntem conservatorii. Pe modelul englez al conservatorismului. Sigur că acum mai trebuie să-l bărbierim un pic pe George Simion, să-l spălăm pe din, să-l învățăm cuvinte noi, eventual două, trei neologisme, îl mai ducem la o sinagogă să vadă că acolo nu sunt balauri, poate ducem și la Auschwitz ca să înțeleagă ce înseamnă dramele, îl învățăm ungurește, eu nu pot chivanoc, da, George Simion, Erted, eu nu pot chivanoc, George da? să înțeleagă că antimaghiarismul nu mai este o, o, doar o fantoșă de secol XIX și încet, încet îl spălăm, îi trebuie unghiluțele, îi scoatem ceara din urechi și îl plasăm drept încet, încet frecventabil. Și apoi o mână spală pe alta, tu mi-aduci parlamentarului tăi, ăia 14 pe care mi-ai promis că-i bagi în PMP și eu aduc ștaiful ăla cu neologisme, cu fițe, cu chestii, europenisme, euroatlantisme. Ai înțeles, uh, domnul Gherghei? Gherghei ur? Da? Deci gata cu antimagialismul, gata cu antisemitismul, gata cu extremismul. Te sper frumos, inclusiv pe dinți, te bărbierești, îți dai un pic cu spray, da? Românesc în mod evident, ca, sunt, ca suntem conservatori, și hai la luptă. Pentru aur. Pentru aur, chestiunea asta a fost o surpriză. Miza pentru aur. S-au trezit ăștia, târziu, Lavric, bă, ce face ăsta? Fii atent la asta, că ăsta merge din tribună în tribună. E obișnuit așa, de când urla el către arbitri și de când se bătea cu el al alți români prin tribună, da? Ăsta s-a pus acum, George, al nostru, da? Să mh... facă tot felul de... de gesturi de astea, centrifuge, independențe. Uite, bă, ăsta care urla împotriva autonomiei, Ținuțului Secuiesc. Acum vine și el în este autonom față de propriul partid. Păi, ce facem? <pperulelk incoming> s-a și spus, bun, domnule, este o, o, o surpriză neplăcută, Aur nu face alianță cu nimeni, nici nu face fuziune cu nimeni și cine a ieșit? Patronul, ăla care o ținut cu niște bănuți pe unii dintre ei, Lulea, sau Lulea, habar n-am cum îl cheamă, da? Pramonc, bun? Lulea, cred că îl cheamă. Și omul a zis clar, băi, băieți, șeful se moa, adică nu începeți să gândiți voi liber. Păi nu puteți gândi liber pe banii mei, da? Începă ea la Lavric, la târziu. Dom'le, dar ce se întâmplă? Păi noi tocmai încercăm să restartăm un pic partidul după ce ne-au dat -o. ăștia de la Patriarhie, ne-au servit două, două șuturi la ficat, de încă nici nu putem mânca cu grăsime. Da? Păi ce facem? noi ne că naționalismul nu e așa. Noi am zis că, uite, vezi, asta e din cauza lui George Simion și pe când să apărăm și noi cu care știm o limbă străină, știm neologisme, știm patericul pe de rost, știm psalmul 52, adică, băi, acum pe când să ne dăm și noi cei mai mari intelectuali ai conservatorismului, al, ai, mai știu eu ce, găsim noi naționalismul ăsta bine temperat, naționalismul cu nasul pe sus, Adică vine asta și ne strică jucăria. Păi ce o să facem noi cu aurul? Și atunci, vezi pur și simplu că nici măcar, știi, și de fapt cam așa e peste tot. Extremiștii între ei nu se pot uh, uh, înțelege. Ce nu înțelegem noi? Bă, de ce puneți mizele astea de partid, mizele astea personale, uh, peste mizele unei întregi țări? Că vorbim acum de un PNRR care trebuie să-l punem la punct ca să ne modernizăm. Vorbim acum de tremolouri la uh, granița uh, uh, Ucrainei cu Rusia. Vorbim acum despre o mulțime de lucruri, inclusiv criza energetică și ei ce fac? Băi, în criză noi putem câștiga. De ce? Păi, știi când vrei să-ți cumperi o stație de epurare sau o, vida, o zi o fosă septică te uiți și tu, băi, cât îți de gras, ce capacitate, câți musafiri vin pe la noi, cât suntem în casă, știi? Și acolo acumulezi tot felul de chestii pe care după aia le duci, unde s-o duce, da? În stația mare de epurare. Partidele s-au obișnuit să facă la fel. Domnule, facem fosa asta septică și aici adunăm frustrări. Le mai lăsăm, mai lăsăm un pic de gros, mai dăm un pic de, de, de uh, lichid, știi? Și încet, încet, lumea să se obișnească cumva că ăsta e mirosul normal. Sigur că pute, dar dacă am spus de la început că politica e curvă, dar ce vreți să miroase așa, el, cinci? Da? Și atunci, <coughs> ei de fapt ce fac? Cel mai spurcat uh, 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 efect este să ne facă praf încrederea în politică. Sigur că sună cumva ciudat, poate și în lumea de astăzi, nu doar în România, să spui trebuie să am încredere în politică. Doar că prin mecanismele astea politice se poate schimba ceva, în bine sau în rău. Noi am vrea să se schimbe în bine, în mod evident. Dar dacă nu avem încredere în instrumentele cu care se poate schimba uh, uh, jurul din jurul nostru în bine, atunci suntem practic niște. Uh, oarecum să-i zic. Uh, niște, niște, zombi, zombie, social zombie. Adică așteptăm să se întâmple ceva refuzând toate uneltele cu care se poate întâmpla ceva bun. În momentul în care vin partidele și fac asemenea lucruri, ne leagă cu mâinile la spate. Știi? Pomeneam, de Huxley, minunata lume nouă. Da, acolo era pastila aia, Soma, se numea. Ți-o dădea ca să, să crezi că totul e minunat. Să ai amintiri frumoase, să, să, dintr-o dată să, să îți pui un fel de ochelari roz și să te vezi pe tine în oglindă, mai frumos, mai deștept, mai modest, în mod evident, și lumea din jur la picioarele tale. Ceva în genul ăsta se întâmplă astăzi cu partidele care le dau în fiecare zi pastiluța doar că nu era așa mai dulceagă ca la Huxley, ci vine din ceea ce ne a obișnuit de atâtea și atâtea decenii din propria lor stație de purare. Și am zis, hai să vorbim despre asta ca să nu ne lăsăm păcăliți, că totuși suntem oameni maturi. Avem și ochelari, avem și un pic de chelie, ne întreabă copiii ce și cum și decât se plecăm nasul jos, mai bine să le tăiem noi nasul ălora, care încă mai țin nasul pe sus. Bine, și îl țin așa, că și la ei pute. Să aveți sănătate!